Bine v-am regăsit! Astăzi aș vrea să vă arăt cum se croșetează cel mai simplu și rapid fulgișor pentru pomul de Crăciun. M-am gândit să vă arăt acest model în seara aceasta, pentru că este un model foarte simplu și foarte, foarte ușor de realizat. Îmi place foarte mult cum arată și, după cum v-am spus, se lucrează foarte simplu și rapid. Acești fulgișori pe bej i-am făcut din firul de macrame. Acesta de aici, pe alb, este făcut din firul de bumbac alba, cu care eu lucrez foarte des și foarte mult. Și este înainte de apretare. Acest alb nu este apretat. Acesta pe roșu este tot din firul alba. După cum ați observat, lucrez foarte mult cu acest fir alba. Este un fir foarte plăcut și îmi place foarte mult cum se așează. Acest model din seara asta este, după cum v-am spus, foarte simplu. Vom începe pe un lanț, apoi venim și facem petalele și e gata fulgișorul nostru. Acestea fiind spuse, nu-mi rămâne decât să vă mai spun că voi croșeta cu croșetă numărul 1,5 la acest fir de bumbac alba. Și vom începe prin lanțul de mijloc. Vom face 1-l nod de început și facem un lanț de 7 ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7. Apoi venim cu croșeta în 1-l ochi și vom închide acest cerc format printr-un ochi alunecat. Apoi vom face un alt lanț de 5 ochiuri, 2, 3, 4, 5, pentru a forma primul picioruș din următorul rând. Apoi, luăm pe ac de 3 ori, 1, 2, 3, deci 3 jeteuri, venim în centrul cerculețului și vom face acest picioruș luând 2 câte 2 ochiuri. Deci am luat o dată, de 2 ori, de 3 ori și a patra oară închidem și ultimele 2 ochiuri de pe croșetă. Am format 2 piciorușe înalte. Acum, între aceste piciorușe înalte avem un lanț de câte 10 ochiuri. Acest fulgișor îl vom face 2, 4, 6 în 7 colțuri. Dumneavoastră îl puteți face în mai puține sau în mai multe, fiecare cu alegerea sa. Eu am ales să fac acest fulgișor în 7 colțuri. Deci, acum avem de făcut acest lanț de aici, dintre piciorușele înalte, un lanț pe care îl formăm din 10 ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10. Apoi, pentru a face următoarele 2 piciorușe înalte, vom proceda astfel. Luăm din nou de 3 ori pe croșetă și venim în mijlocul cerculețului și vom forma următorul picioruș înalt ca la piciorușul precedent. Deci, închidem 2 câte 2 ochiuri. Le-am închis pe ultimele 2 și mai avem de format încă un astfel de picioruș. Din nou, luăm de 3 ori pe ac, deci 3 jeteuri, venim în centrul cerculețului și 2 câte 2 piciorușe le vom încheia. Am format și următoarea grupare de câte 2 piciorușe înalte. Acum urmează acest lanț de câte 10. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10. Și din nou repetăm, ca mai înainte, crearea acelor două piciorușe. 1, 2, 3 jeteuri. Intrăm în cercul cerculețului, în centrul cerculețului și închidem două câte două ochiuri. Din nou luăm 3 jeteuri, venim în mijlocul cerculețului și formăm acest picioruș înalt. Aici, după cum observați, mi-a ieșit ochiul foarte larg, acesta de aici. Nu mă rămâne decât să stric primul piciorușul pe care l-am format, al doilea picioruș, da? Și încerc să fac acest ochi de pe croșetă mai strâns puțin, ca să nu-mi iasă larg. Deci, din nou, iau de 3 ori pe croșetă și formez piciorușul înalt. Acum arată mai bine, da? Se vede. Acest capăt de fir încerc să-l bag pe interior în timpul croșetatului, ca să nu-mi rămână așa de lung. Oricum, la urmă, pe dos o să veniți sau cu acul sau cu croșeta să ascundeți capetele care le veți avea de la început și de la final. Urmează lanțul de 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10. Din nou, luăm de 3 ori pe croșetă, venim în centrul cercului și încercăm să închidem acest picioruș înalt. Din nou, facem 3 jeteuri pe croșetă și formăm și al doilea picioruș înalt. Acum iarăși venim și facem lanțul acesta de 10 ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10. Și din nou luăm 3 jeteuri pe croșetă, venim în centrul cerculețului și formăm primul picioruș înalt. Avem nevoie de încă un picioruș înalt. L-am format și pe al doilea. Și din nou lanțul de 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și venim și vedem câte astfel de grupări de piciorușe avem. 1, 2, 3, 4, 5, deci mai avem încă de 2 ori. Încă două grupări de câte două. Unu, doi, trei. Două câte două încheiem. Din nou, lanțul de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și mai avem de făcut încă o grupare de câte două piciorușe înalte. Unu, doi, trei pe croșetă. Și avem de acum 7 grupări. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cum încheiem? Încheiem printr-un lanț de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și fără să mai luăm pe croșetă, venim aici unde am început primul nostru lanț de 10 ochiuri. Și tot așa încheiem printr-un ochi alunecat și facem un ochi. Deci avem cele 7 grupări de piciorușe. Acum venim la rândul următor și ultimul de la modelul nostru, făcând piciorușe scurte și acest colț de la steluță. Deci, la acest lanț de 10 vom face câte 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, apoi
vine acest colț pe care eu l-am format dintr-un lanț de 5 ochiuri. Deci 1, 2, 3, 4, 5 și vin înapoi și tot cu un picioruș scurt închid acest colț și deja am format primul picioruș din cele 7 următoare. Deci 2, 3, 4, 5, 6 și 7 și e gata primul colț de la steluță. Așa arată. Apoi venim aici cu un alt picioruș scurt. Și am închis acest picioruș scurt. Din nou avem de făcut 7 piciorușe scurte, lanțul de 5 și alte 7 piciorușe scurte. 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5 și încă 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7. Din nou venim aici și facem un alt picioruș scurt și din nou vine următorul lanț de 10 pe care trebuie să-l umplem cu piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, lanțul de 5, următoarele piciorușe de scurte, cele 7, 4, 5, 6, 7, încă un picioruș scurt între colțuri și continuăm până umplem toate cele 7 colțuri. 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5 și încă 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, piciorușul scurt în mijloc, alte 7 piciorușe scurte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, încă un picioruș scurt între colțuri și din nou 7 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lanțul de 5, alte 7 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un picioruș scurt între colțuri și ultimul colț, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lanțul de 5 și ultimele 7 piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5, 6 și 7. Și venim aici la bază și încheiem printr-un ochi alunecat și ultimul ochi de final. Și așa a ieșit
colgișorul nostru de astăzi. Acesta este rezultatul. Tăiați și veniți apoi pe dos și băgați cele două capete. În tutorialul următor vă voi arăta această steluță care are la bază tot acest model din seara aceasta. Eu vă doresc să aveți mult spor în tot ceea ce faceți, o seară cât mai minunată și vă aștept și la următoarele tutoriale ale mele.